Multe persoane se află în imposibilitatea de a-și plăti creditul ipotecar. Statisticile spun că unul dintre ei români au probleme în a achita rata la bancă. În acest caz, îi pot apela la legea dării în plată. Astăzi noi vom sta de vorbă cu Daniela Mohanu, avocat. Ce presupune legea dării în plată? Presupune, în primul rând, crearea unei posibilități pentru debitor de a negocia clauzele contractului de credit și, în cele din urma, soldului final al creditului. Această negociere este permisă de articolul 3 din legea 77/2016. Negocierile se pot concretiza într-un acord, tranzacție sau act adițional la creditul inițial, la contractul de credit inițial. Ele vizează, aceste negocieri, în primul rând eliminarea clauzelor abuzive. Și ca urmare a eliminării acestor clauze abuzive, se poate recalcula soldul creditului fără comisioane, dobânzi, penalități stabilite în mod abuziv de către bancă. Prin negociere se poate ajunge la stabilirea unei rate care să fie suportabilă de către debitor pe o perioadă agreată de părți. Am atrage atenția că în cadrul acestor negocieri, consumatorii, adică debitorii, să fie totuși asistați de avocați, pentru că banca va tinde și în cadrul acestor negocieri să insereze tot felul de clauze, de alte clauze abuzive. În al doilea rând, legea dării în plată presupune că în situația eșuării acestor negocieri, debitorul să poată solicita darea în plată a bunului imobil ipotecat, sens în care printr-o notificare adresată băncii se vor șterge toate datoriile către bancă, respectiv principal și celelalte accesorii. Pentru ce tipuri de credite se aplică această lege? În primul rând, sunt avute în vedere creditele în scop exclusiv personal, deci nu cele care sunt în legătură cu diverse activități ale persoanei fizice, precum activități de producție industriale, artizanale, comerciale sau liberale, cum ar fi cazul unui avocat. Scopul personal trebuie să fie în legătură cu achiziția unei locuințe, cu construirea unei locuințe sau cu diverse operațiuni de extindere, modernizare, amenajare, reabilitare, imobil cu destinația de locuință. În al doilea rând, se referă la credite care au fost contractate pentru o sumă de maximum 250.000 de euro, în echivalent în lei la cursul comunicat de Banca Națională a României la momentul acordării creditului, deci al încheierii contractului de credit. În al treilea rând, este vorba de contracte de credit care nu fac parte din, și este foarte important de precizat, nu fac parte din programul Prima Casă. Legea se aplică deopotrivă contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării în vigoare a legii, dar și ulterior intrării în vigoare a legii numărul 77/2016. Se poate aplica și altui tip de credit, cu condiția ca acest credit să fie garantat cu un bun imobil care are destinația de locuință. De pildă, o persoană fizică cu inițiativă privată care vrea să construiască, de pildă, pe plus 3, pe care ulterior să-l vândă. Înființează o societate, pe numele societății ridică imobilul respectiv. Această persoană fizică are calitatea de administrator în societate și înțelege să garanteze creditul luat de către societate pentru construirea acestui imobil cu un bun imobil cu destinația de locuință, proprietatea administratorului. În această situație, administratorul poate să beneficieze de prevederile legii dării în plată. Care sunt pașii care trebuie urmați în momentul în care o persoană dorește să dea locuința în plată către bancă?
În primul rând, trebuie adresată o notificare către bancă. Este foarte important ca această notificare să se transmită prin avocat, prin executor judecător sau prin notar public. În cadrul notificării, debitorul își exprimă intenția clară de a da în plată imobilul ipotecat pentru a stinge toate datoriile către bancă, principal și accesorii, fără ca banca ulterior să poată pretinde sume ulterioare. În cadrul acestei notificări, pe lângă intenția manifestată în mod clar, trebuie indicate și condițiile în care să aibă loc transferul dreptului de proprietate asupra bunului imobil, respectiv să fie indicat notarul public la care este invitat reprezentantul convențional sau legal al băncii, data și ora la care să se prezinte acest reprezentant al băncii în vederea încheierii actului translativ de proprietate. Ulterior emiterii acestei notificări există mai multe variante. În prima variantă, dacă banca vrea să conteste condițiile de admisibilitate a invocării dării în plată, poate în termen de 10 zile, care încep să curgă de la momentul comunicării către bancă a notificării, poate să conteste la judecătorie respectarea condițiilor de admisibilitate pentru invocarea dării în plată. Aceste condiții de admisibilitate se referă la tipul de credit, la persoana care se prevalează de dispozițiile legii, la suma, quantumul sumei pentru care s-a contractat creditul și o condiție specială prevăzută de lege, persoana care solicită darea în plată să nu fi fost condamnată în mod definitiv penal pentru o infracțiune în legătură cu creditul acordat. În situația în care contractul de credit a fost cesionat de către o altă instituție de credit sau financiar nebancară, această notificare trebuie să fie adresată atât creditorului inițial cât și cesionarului creanței. Este foarte important de spus că din momentul în care este transmisă notificarea către bancă, se suspendă absolut orice plată către creditor, de asemenea orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de către cel care se subrogă în drepturile creditorului împotriva debitorului. Această suspendare durează practic până se încheie toate procesele inițiate ca urmare a transmiterii acestei notificări. Așa cum arătam mai devreme, dacă banca declară contestație, formulează contestație împotriva intenției manifestate de către debitor în cuprinsul notificării, practic se declanșează un proces. E o contestație care se judecă în cadrul unei proceduri de urgență, însă până la rămânerea definitivă a soluției pronunțate în această contestație, se suspendă orice plată către creditor și orice procedură judiciară sau extrajudiciară. De asemenea, dacă această contestație este respinsă, creditorul trebuie să se prezinte la notarul public indicat de către debitor și să se încheie actul translativ de proprietate asupra imobilului ipotecat. Dacă însă este admisă contestația, atunci practic părțile sunt repuse, revin la situația anterioară și creditul își urmează cursul în termenii inițiali în care a fost contractat. De asemenea, este foarte important de precizat că această suspendare a dreptului creditorului de a se îndrepta împotriva debitorului este valabilă și pentru co-debitori și pentru garanții personale sau ipotecari din contractul de credit. Ce se poate face în momentul în care cererea solicitantului este ignorată sau refuzată de către bancă? Dacă banca nu dă curs acestei notificări, debitorul are pusă la dispoziție posibilitatea de a se adresa instanței de judecată, care este judecătoria din circumscripția în care se situează domiciliul debitorului. Acest
Practic, este un alt proces care se declanșează pentru a se obține o hotărâre judecătorească de către debitor, care să constate stingerea obligațiilor rezultate din contractul de credit, atât principal cât și cu privire la accesorii, și de asemenea să se constate transmiterea dreptului de proprietate de la creditor, de la debitor, mă scuzați, la creditor asupra imobilului ipotecat. De asemenea, până la soluționarea definitivă a acestui proces, se menține suspendarea oricărei plăți către creditor sau a oricărei proceduri judiciare, extrajudiciare demarate de creditor sau de cel care s-a subrogat în drepturile creditorului împotriva debitorului. Ce este foarte important de reținut este că aceste proceduri prevăzute de legea 77 din 2016 se aplică și în situația în care debitorul se află în faza executării, în faza de executare silită, indiferent de titularul creanței, indiferent de tipul de executare silită pornită și indiferent de stadiul în care se află această executare silită. Vrem să atragem atenția ca în situația în care banca agrează să negocieze cu debitorul, cu consumatorul, acesta din urmă să fie foarte atent și sfatul nostru este să fie însoțit totuși de un avocat pentru a evita inserarea altor clauze abuzive în contract cu ocazia acestor negocieri. Există din păcate acest risc și sfatul nostru este să aibă asistență de specialitate consumatorul când negociază cu banca.